cu câteva clipe în urmă, Anișoara Prisăcaru a fost cea care ne-a sensibilizat, ne-a emoționat și ne-a bucurat cu două premiere în platoul emisiunii Noi și Lumea. Și dacă tot am zis de la bun început că ne ținem de lansări în această emisiune, fie că este vorba de melodii, videoclipuri, cărți sau oameni pe care o să-i vedeți și o să-i cunoașteți în premieră la Tezaur TV. Totodată, Luminița, la Tezaur TV în această seară își mai face un nou prieten, noi, adică ne facem un prieten nou, fiindcă e vorba de o tânără interpretă care a obținut premii la maratoane de fugă, de câmp și cursă, premii obținute în industria modelingului și a scrisului creativ. Nu știu sigur dacă a obținut premii în domeniul muzical, însă cu siguranță astăzi urmează să aflăm multe lucruri interesante. Corect, tocmai de aceea o salutăm cu mare drag pe Jessica Sârbu. Bună seara, bine ai venit la noi! Bună seara! Bine ai venit la noi! Mulțumesc! Repetăm în coreografia, Dana, tu ești dublorul meu, nu? Da! Jessica, spune-mi, te rog, de la bun început, cum te simți? Te-ai organizat, te-ai pus într-o poziție așa mai sobră, mai oficială? Da, mă simt foarte bine. Am așa un pic de emoție, dar cred că totul va fi bine. Dar dacă te rog să vorbești mai tare? E ok, platoul la noi e mare, sunetul fuge peste tot. Da. Eu aș veni la tine, știi, să te zgâlți așa un pic, să nu mai ai emoții, pentru că noi am trecut cândva și noi prin acele stări de emoții la început de cale, la început de cariere și tocmai de asta vrem să te întrebăm mai multe lucruri despre tine pentru ca toată lumea să te cunoască, câți ani ai, fiindcă vii astăzi la noi în studio cu o premieră și anume vom face cunoștință cu videoclipul cu care ai venit astăzi. Noi vrem să știm mai mult despre tine și cei de acasă să te cunoască. De unde vii, ce vârstă ai, ce vârstă? Da. Eu am 15 ani. Mult înainte. Da, m-am născut în Moldova, dar de la vârsta de 4 ani am plecat în America și după 8 ani am revenit în Moldova. Și îmi vine mai greu să vorbesc în limba română, dar cred că astăzi o să mă descurc. De la 8 până la anii pe care ai tu. Cu siguranță plecarea n-a fost decisă de tine și nu ai avut un rol în plecare, dar totuși care a fost motivul din care a fost plecați tocmai peste ocean? Cred că așa să vizităm aproape toată familia din partea tatei, a fost plecat în America și de ce nu și noi, așa. Și ați fost stabiliți acolo timp de 8 ani. Ia zi-mi, când ai revenit în Moldova, mai cunoșteai ceva română? Nu, când am venit în Moldova, mi-era foarte greu să vorbesc. Am studiat la un liceu de Moldova și mi-era foarte greu, nu am înțeles nimic, dar acum eu învăț la o școală internațională, Heritage, și acolo eu vorbesc numai în limba engleză. De două ori pe săptămână aveam limba română și da, școala este foarte bună. Și progresezi în limba română, nu? Da, da, desigur. Dar zi-mi, te rog frumos, de unde vine dragostea pentru muzică? Eu cred că de când am venit în Moldova am început să mă gândesc la ce vreau să fac în viitor și când am fost la școală m-am implicat în mai multe proiecte, evenimente și mi-a plăcut foarte mult Club de Canto. Făceam Club de Canto și încă fac Club de Canto cu doamna Stella Neagura, o profesoară foarte bună și mă susține în tot ceea ce fac. Da, până în familia ta nu ai pe nimeni să aibă tangență cu muzica, e pur și simplu o dragoste și o pasiune de-a ta. Da, este pasiunea mea, tatăl meu, el cântă foarte frumos, nu are așa carieră, dar așa cântă pentru familia. Are auz muzical și este îndrăgostit de muzică. Jessica, eu vroiam să revin un pic și la America, fiindcă mi-a produs o curiozitate maximă. Vroiam să aflu dacă totuși mai mult ți-a plăcut aici, îți place, sau în America? Îmi place și în America și în Moldova. Îmi place America pentru că lumea este mai diversă. Este o lume mare și da, dar în Moldova cred că aici sunt mai multe oportunități pentru mine. De exemplu, îmi vine mai ușor să găsesc
ce îmi place să fac și cum să încep primul pas. Și oamenii potriviți. Da, și cum te-ai adaptat înapoi acasă? Că mulți oameni nu tare ușor se obișnuiesc cu ceea ce a fost cândva. Da, mi-era foarte greu să mă adaptez. Eu chiar rugam pe familia mea să hai să plecăm înapoi în America. Și noi am decis să plecăm, dar de când noi am auzit că este așa o școală internațională, noi am mai stat. Și deci, unicul impediment era cu instituția de învățământ sau și faptul că nu-ți găseai prieteni, nu aveai cu cine să-ți desfășuri niște interese comune, activități? Cred că ambele idei așa. Mi-era greu să fac prieteni pentru că nu puteam să comunic și la lecțiile stăteam în spate, nu spuneam nimic, nu puteam să fac nimic și mi-era foarte greu. Mereu plecam acasă și eram tristă, vroiam să fiu foarte activă la școală. Ziceam eu că Dana, noi suntem două și fiecare are curiozitatea sa, nu? Da, și nu putem să ne împărțim, dar totuși cred că vom reuși până la sfârșitul acestui interviu. Jessica, uite, noi știm că ai venit astăzi cu o piesă și cu o realizare făcută de Nathan și creată de el, fiindcă noi o cunoaștem, este prietenul și al nostru, al emisiunii noastre și colectivului. Vreau să te întreb, cum ai ajuns să lucrezi cu el și această colaborare, de unde și până unde v-ați găsit? Am zis că făceam club de cantul la școală. A fost și o profesoară, doamna Alina Trofim, ea are așa legătură cu Nathan și vedea că am așa o pasiune foarte de muzică. Dezvoltată pentru muzică. Da, și mi-a propus că hai să, dacă vrei, putem să facem un videoclip, piesa ta. Și mi-a dat numărul lui Nathan, noi am discutat și noi am început să facem. Adică a fost ceva recomandat, da, corect? Da. Nu că tu ai ales, uite, în showbizul din Moldova sunt acel cântăreț de succes sau compozitorul care îl scoate și ai mers pe formula asta totuși cu recomandarea. Îți pare bine sau pe viitor vei mai colabora și cu alții? Cred că acum o să încep cu pași mici, o să mai lucrez cu Nathan și în viitor o să mai vedem. Poate o să mai colaborez cu alții, poate o să mai lucrez și cu Nathan. Da, Dana, eu vreau să zic că Jessica nu este la prima realizare muzicală. Ea a realizat la această piesă și un videoclip pe care urmează să-l vizionăm. Tocmai de asta, Jessica, îți curioasă să aflu emoțiile și părerea ta despre procesul de lucru, despre tot procesul ăsta de filmare a unui videoclip. Ți-a plăcut să fii tu actriță, să intri în acel rol? Ce ați dorit voi să redați? Da, doamna Mariana Moisenko, ea este directoarea și a propus niște idei foarte interesante pentru videoclip, pentru că noi am avut așa idee că videoclipul să fie mai stil de dans și mai energetic și da, videoclipul este foarte colorat și energetic și îmi pare bine că avem așa rezultat. Și în spatele acestui videoclip este o echipă foarte mare și puternică și bună și noi am lucrat din greu, dar avem un rezultat, cred că bun. Eu vreau să știu dacă a fost prima ta, în general, creație și ceea ce ne prezinți astăzi, adică noi putem să... În materie de videoclip și ceea ce ai făcut tu, adică o piesă pentru tine compusă, sau ai mai avut și alte tot realizări din astea frumoase și mășcate, să spunem noi, că ai lucrat cu o echipă mare. Spune-mi cum a fost. A fost un proces minunat și extraordinar. Eu mai fac așa pe YouTube, mai postez videoclipuri cum eu cânt. Noi am mai făcut cu echipa un videoclip, primul meu videoclip, se numește Follow Me și îmi place rezultatul tot. Deci acesta nu este primul tău videoclip? Nu este. Dar profesionist?
Este primul... Primul videoclip profesionist. De ce? Ce ai făcut-o până acum? A fost mai mult creația de-a ta, adică cum tu ai făcut, da? Da, dar piesa Follow Me tot a fost așa profesional. Da. Doar că videografia a fost făcută... Din câte mi-am inteles, ai lucrat la fel cu Nathan pentru acea melodie, nu? Da. Așa. Dar ia să-mi zici tu, te rog frumos, de regulă știm noi că în procesul de creare, nu doar a videoclipurilor, dar a multor produse, se mai întâmplă situații hazlii, neprevăzute, penibile, amuzante. Ce s-a întâmplat la voi? Cred că când noi am filmat, noi am filmat la Selfie Museum și a fost un proces mai greu, pentru că trebuia să ne mișcăm foarte repede. Erau alții care... Deci aveți un timp limitat. Da, limitat și... Era foarte greu că la o scenă trebuia mai lung, la alta mai scurt și a fost așa că... Tu, în rolul ăsta de actriță, îți place? Ce te-ai vedea tu în viitor? Îți dorești să te axezi doar pe cariera muzicală sau ai dorit să faci actorie? Și în general, ce meserie îți dorești să profesezi? În general îmi place tot ce este legat cu arta și în general eu sunt o persoană foarte creativă. Fire artistică. Și eu acum vreau să fac tot ce este posibil, să mă dezvolt în viitor, să fac, nu știu, ceva legat cu muzică, cu artă, cu... tot. Și vreau să te întreb, tu oricum ai așa o vârstă mai fragedă și ai o părere a ta, mi este tare curios, ce crezi tu despre showbizul din Moldova și în general dacă este ușor sau greu, îți pare ție că să obții ceva mai mare și da, să te afirmi în showbiz? Cred că în Moldova o să fie un start bun pentru mine, pentru că este o țară mai mică, nu ca în America, și o să fie mai bine de lucrat. Cred că cu pași mici o să mă dezvolt și în Moldova, sper că o să mă dezvolt în Moldova și apoi în viitor în țări mai internaționale. Noi îți dorim succes mare și sperăm ca să fii întotdeauna plină, știi, de inspirație și să ai aripile alea care să te facă să zbori cât mai sus și să obții cele mai frumoase rezultate pe care ți le dorești și probabil la care nici nu te aștepți. Mulțumesc!